În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iubiți credincioși, dacă v-ați uitat în calendare, astăzi este însemnată duminica a doua după pogorârea Duhului Sfânt, dar mai este și duminica tuturor sfinților români. Duminica trecută a fost duminica tuturor sfinților și acum este duminica tuturor sfinților români. De parcă de când au stabilit Sfinții Părinți pericopa Evangheliei de astăzi, ar fi fost și numirea acestei duminici a tuturor sfinților români, se lipește atât de bine de sufletul nostru prin faptul că ni se vorbește despre chemarea sfinților, primilor sfinți apostoli de către Mântuitorul. Și anume, primii apostoli ne spune despre Petru și despre Andrei, fratele său, și despre Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, care își tregeau mrejele pe lângă Marea Galilei. Și m-am gândit, dacă de-abia în 1992 Biserica Ortodoxă Română a stabilit ca aceasta să fie Duminica tuturor Sfinților Români, cred că Dumnezeu cu mult mai mult înainte ne dezlegase spre această sărbare, pentru că ni se vorbește despre chemarea la apostolat a primilor apostoli frați, erau frați între ei. Și noi ne stabilim acum un grad de frățietate cu cei care au plecat de lângă noi și care ne trimit din cerul lor ocrotire. Sfinții în Biserica Ortodoxă sunt de mai multe feluri. Sfinții sunt de la patriarhi din vremurile de demult, evangheliști, apostoli, propovăduitori, mucenici, mărturisitori, pusnici. Sunt multe categorii de sfinți, dar iată că astăzi avem de pomenit niște sfinți mai speciali, sfinți români. Sfinți români, pentru că și pământul acesta a dat sfinți. Ca să fii sfânt, nu trebuie neapărat să fii tras pe roată sau să fii martirizat într-un fel sau într-altul, ci ca să fii sfânt, trebuie să ai această strălucire de la Dumnezeu și să o dai mai departe. Cu toții avem strălucirea de la Dumnezeu, decât că mulți dintre noi o ascundem așa sub obroc. Dacă suntem chemați să dăm mărturie, spunem că să nu supărăm pe unul sau pe celălalt. Dacă nu suntem atenți cu aceste lucruri, sfințenia rămâne în noi, dar nu este folosită. Știți că înainte vreme te duceai la un magazin și întrebai, aveți cutare? Și dacă era un magazin alimentar, bineînțeles că trebuia să știe că trebuia să aibă unt, ouă, carne și așa mai departe. Și răspuneau, ținem, dar nu avem. Cam așa este și cu Harul lui Dumnezeu, noi îl ținem. Adică, prin definiție, omul are tot ceea ce trebuie de la Dumnezeu. Bineînțeles că dacă te duceai la o fierărie și întrebai de salam, îți zicea clar, nu ținem și nici nu avem. Dar omul este lăsat cu toate de la Dumnezeu. Și spuneam că duminica de astăzi a tuturor sfinților români pornește și de la faptul că sfinții apostoli au fost chemați la apostolat doi câte doi frați. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți. Atunci când vorbim despre sfințenie, deja ni se deschide calea către o dualitate. Deja ne aducem aminte că Moise, când a coborât după muntele Sinai, cu tablele legii, nu avea scrisă pe o singură tablă porunca lui Dumnezeu. Cele 10 porunci erau împărțite în două, nici măcar la jumătate. Erau împărțite, pe prima tablă erau 4 porunci și pe a doua tablă erau 6. Credeți că n-avea loc Dumnezeu să scrie pe o singură tablă? Nu. Avea loc suficient. Dar a vrut să ne arate că totul este dublu. De exemplu, noi ne uităm în oglindă și vedem că avem 2 ochi, 2 urechi. Asta înseamnă că vederea și auzirea sunt duble. Putem să vedem, dar putem să nu înțelegem. Putem să vedem un lucru, dar să nu îl înțelegem. Putem să vedem un om, dar să nu-l putem cunoaște.
Înseamnă că Dumnezeu ne-a dat această vedere dublă tocmai pentru a ne sublinia faptul că tot ceea ce vedem nu este ceea ce credem, ci trebuie să mergem mai departe, să vedem în cel de lângă noi sfințenia lui Dumnezeu pe care a lăsat-o acolo. Dumnezeu a lăsat ca omul să țină harul său, cum am spus, și să-l și aibă întotdeauna disponibil să-l înmulțească. Iubiți credincioși, și auzul este la fel. Este dublat pentru că nu tot ceea ce auzim este adevărat. Nu tot ceea ce se flutură pe lângă urechile noastre despre unul sau despre celălalt este adevărat. Putem să auzim lucruri frumoase despre oameni care însă nu sunt frumoși la suflet, putem să auzim lucruri îngrozitoare despre lucruri care însă sunt deosebit de frumoase. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce auzim, cu ceea ce vedem. V-am mai spus și altă dată că atunci când cineva surprinde, artistic vorbind, într-un tablou, un chip îmbătrânit, plin de riduri, zbârcit și plin de bube, cine vede tabloul respectiv spune: câtă măiestrie! Dar dacă la câțiva pași întâlnește exact pe cel pe care pictorul respectiv l-a zugrăvit, se uită la el și zice: e demn de milă. Nu este aceeași realitate? Nu este aceeași imagine? Da, este aceeași imagine, dar noi vedem prima dată cu ochii artistului, apoi vedem cu ochii realității, care de multe ori este mai crudă decât credem. Iată că la această sfințenie ne cheamă astăzi Dumnezeu. Și spuneam despre Duminica tuturor sfinților români, pe care Biserica Ortodoxă Română a stabilit-o încă din 1992 să fie această duminică de după Rusalii, a doua duminică după Rusalii, după Duminica tuturor sfinților în general, tocmai pentru a ne arăta o frățietate cu cel de lângă noi. De aceea ne propune ca Evanghelia de astăzi să ne așeze în față pe Petru și pe Andrei, pe Iacov și pe Ioan. Doi care erau frați între ei. Doi care aveau aceeași misiune, să spunem așa, profesional vorbind, erau pescari. Și Mântuitorul, când i-a văzut, i-a chemat și cel mai important lucru, și pentru Petru și Andrei, și pentru Iacov și Ioan, în momentul în care au auzit chemarea, în același moment au lăsat totul și au plecat după Iisus. Nu știau unde se duc, nu știau ce îi așteaptă, nu știau dacă nu o să le pară rău cumva că și-au lăsat pescuitul, nu știau dacă omul acela le va da și de mâncare sau dacă va fi nevoie să se întoarcă iar la pescuit. Nu știau mare lucru, dar au auzit chemarea și mai ales nu au lăsat pe mâine. Mi-aduc aminte că zicea părintele Asenie: zice, tată, în momentul în care îți propui să te trezești a doua zi, cum te-ai trezit să și sar din pat? Pentru că dacă rămâi, rămâi pe mâna diavolului, pentru că știe el ce să facă cu tine. Zice, tată, pe mine m-au târât odată din chilie până afară, pentru că am deschis ochii, știam că trebuie să mă trezesc și m-am amăgit și m-am culcat loc. Și m-am trezit de aproape mijlocul pădurii, tată. Și de aici ne spunea că trebuie să învățăm ca întotdeauna când ne propunem să facem ceva, să nu mai lăsăm timpul să treacă pe lângă noi, pentru că ziua de mâine nu este a noastră, este a diavolului. Orice amânare nu sună bine. Orice amânare înseamnă că îl excludem pe Dumnezeu din istoria aceasta a chemării noastre. Să știți că orice lucru pe care trebuie să-l facem și vrem să-l facem și ne propunem să-l facem, este expus diavolului, care se străduiește să nu-l mai facem. Mai ales dacă e un lucru bun, vă imaginați că diavolul intră puțin în panică și începe cu tot felul de argumente. Dar nu s-a copt, dar nu e gata, dar una, dar alta. N-am să vă dau decât un exemplu trăit astăzi în vremea ploilor. Mergeam pe câmp, că tot am avut mult de alergat în zilele acestea, și vedeam grâul. Și mă gândeam eu, bă, grâu, e așa de frumos.
De ce lor începe oamenii ăștia să-l trăiere? La vreo câteva zile de la gândul acesta am văzut că se preumblau pe șosele tot felul de agregate care cărau niște scule foarte sofisticate, ultimul răgne de treieretoare și de, pentru a secera. Și până le-au așezat ei ca să poată să înceapă treierișul, Dumnezeu le-a arătat că trebuia să o facă atunci când le-a dat gândul cel bun, nu să defileze cu semănătorile și cu toate instrumentele pe șosele și să se apuce de lucru. Și i-a mai ținut Dumnezeu vreo două săptămâni cu ploile, s-ar putea să-i mai țină încă. Pentru că vremea secerișului este una, vremea faptelor noastre este una și dacă o amânăm, s-ar putea să nu mai putem intra în holde. Pentru că degeaba le-am văzut holdele că sunt frumoase, dacă nu putem să le aducem în hambare. Orice agricultor știe că o recoltă adevărată este cea din hambar, nu cea după câmp. Poate să fie grâu de să nu te vezi călare, dacă n-apuci să-l aduci în hambar, nu mai e grâu. Poate să fie niște paie, poate să fie o posibilitate de a încolți din nou și să termina cu el. Iată că ne învață Dumnezeu în fiecare întâmplare pe care o vedem pe stradă ce înseamnă cu chemarea pe care Dumnezeu o face omului. În momentul în care le-a spus fraților, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, în momentul acela au lăsat tot ce făceau până atunci și s-au dus după Mântuitorul. Asta înseamnă sfințenie. Știți ce încurcă pe om cel mai tare în sfințenie? Rațiunea. Dacă acei pescari s-ar fi gândit, mă, las pasta, vorba românului, las vrabia de mână, pe aia după gard. Ce poate să-mi dea mie ăsta mai mult? Sau, eu dacă plec de aici, nu cumva îmi ia altcineva locul și până mă lămuresc eu ce e și să mă întorc apoi nu mai am unde? Asta înseamnă o rațiune practică, chipurile, o rațiune care însă încurcă. Dacă însă lăsăm rațiunea deoparte și mergem după simțire, așa cum merg și Sfinții Apostoli, cu siguranță că Dumnezeu va plini locul acela și toate se vor face cu bucurie. Pentru că și dacă lăsau totul deoparte și plecau după Mântuitorul, dar începeau în ăștia 3 ani și jumătate cât s-au preumblat pe acolo, pe acolo, să se faete. Păi bine, Doamne, mai lua pe mine lângă peștele meu, mai lua pe mine lângă barca mea, din corabia mea și lângă tatăl meu, care, cu care dregeam mrejele și să mă țip aici în grădina Ghețimanii, să nu mai pot de somn și să mă pui să mă rog aici și să fac și să dreg, să te ascult mereu vorbind. Dacă ar fi făcut așa, plecarea imediat după ce au auzit chemarea, ar fi fost zadarnică. Deci sfințenia trebuie să aibă o linie continuă. Asta trebuie să învățăm nu numai din ziua de astăzi, ci din tot ceea ce simțim că Dumnezeu ne dă. Iubiți credincioși, frumoasă este duminica aceasta, o duminică liniștită, o duminică pe care, ascultându-o, parcă suntem și noi cu Mântuitorul lângă Marea Galilei. Marea Galilei, să știți că este o mare destul de liniștită, dar atunci când nu bate vântul. Când începe să bată vântul, e ca Marea Neagră, începe să-și arate puțin colții. Dar astăzi este un timp liniștit, un timp pe care, dacă îl folosim cu bine, va ieși bine. Dacă însă îl amânăm și nu facem ceea ce ne-am propus să facem astăzi, nu facem altceva decât să ne amânăm șansele de a merge mai departe. Imaginați-vă că fiecare dintre noi și-a propus pentru astăzi să facă ceva. Până seara însă, puterile slăbesc. Gândurile încep să te mângâie, comoditatea care este la ea acasă începe să îți așeze frumos un colțișor de liniște, rațiunea vine cu gândul, dai duminică, dar trebuie să stau liniștit. Păi stai așa puțin, stai liniștit după ce ai făcut pace cu tine, după ce ai făcut pace cu ceilalți. Dacă ți-ai propus să vorbești cu cineva, trebuie atunci să vorbești, nu să amâi. Dacă vrei să ceri cuiva ceva, trebuie să o faci astăzi, nu mâine.
Și comoditatea trebuie să fie alternativa lucrului pe care îl facem noi. Ca să înțelegeți mai bine, eu în viață mi-am propus ca atunci când am de ales ceva, să mă întreb dacă din cele două sau trei variante există vreuna mai comodă. Și bineînțeles că rațiunea îmi spune care e mai comod lucru. Atunci spun exact pe ăla nu-l fac. Și trebuie să mă duc la celelalte care au rămas. Din cele care au rămas mă întreb din nou care e mai comodă. Și până când ajung la cea mai grea nu pot să încep. Pentru că este singura strategie de a face ceea ce trebuie. Pentru că altfel, făcând ceea ce este comod, bineînțeles că amânăm, așezăm lucrurile într-o altă logică decât ne-a arătat-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu o singură dată ne dă un lucru, după care ne lasă pe noi să alegem. Chiar mi-aduc aminte de o caricatură pe un perete al unui stomatolog care venea cu o notă de plată și zicea pacientului: auzi, știi ce? Dumnezeu ți-a dat două rânduri de dinți, restul plătești. Nu știi niciodată în viață când a trecut pe lângă tine șansa. Simți așa puțin că te ia gândul de a sta liniștit, dar atunci când tu stai liniștit, pe lângă tine a trecut o șansă, a trecut o știre, a trecut o veste, a trecut o posibilitate de a face ceva și de aceea, măcar de astăzi încolo, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu mai ratăm nicio șansă, să fim atenți că fratele nostru, dinpreună cu care am fost chemați la apostolat, pentru că această chemare de astăzi nu este numai pentru Andrei și pentru Petru, pentru Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, ci pentru fiecare dintre noi. Dacă ne ducem numai cu mintea sau numai cu simțirea, nu este bine. Se spune că odată un foarte împătimit peregrin a plecat spre o mănăstire în vârf de munte și a început să plouă, dar să plouă așa, cum ploua zilele trecute pe aici. Păi, tată, să nu poți să înaintezi. Ce ștergătoare de parbriz, că era pe jos. Nu putea să meargă de ploaie. Și a ajuns, pe la jumatea drumului, la un han. A ajuns la un han să aștepte puțin să mai treacă ploaia și să o ia din nou. Și i-a zis hangiului: dă-mi și mie un ceai, că după aia trebuie să plec. Măi, omule, să pleci, mă, pe vremea asta, de-abia ai venit. Nu. Că eu trebuie să ajung unde mi-am propus. E o mănăstire în vârf de munte. Băi, nene, nici pe vreme de soare n-ajungi câteva ore. Dar, minte, acum îți trebuie mult timp ca să ajungi până acolo. Stai liniștit, vedem mâine dacă o fi mai frumos, te duci. Zice, nu pot să mai rămân, pentru că sufletul meu deja este acolo. Trebuie să-l ajung din urmă. Pe de altă parte, un grup, alt grup de pelerini, au angajat o călăuză. Și i-au dat cât a cerut să-i ducă până într-un loc. Bă, și l-au alergat. Bă, și-a alergat și ăsta. Și la un moment dat se oprește călăuza, se așează așa într-o parte și doarme. Bineînțeles că au intrat în panică cei care îl plătiseră ca să-i ducă repede, cât mai repede. Și l-au trezit. Bă, nene, ce faci? Hai că să... Nu, acum trebuie să dormim. Păi cum adică? Păi zice, vedeți că noi am ajuns aici. Dar sufletul nostru încă e pe drum, nu ne-a ajuns din urmă, trebuie să ne ajungă. Niciodată nu trebuie să avem o defazare între noi și sufletul nostru, între noi și gândul nostru. Dacă gândul nostru deja a zburat într-un loc, în acel moment trebuie să fim și noi lângă gândul nostru. Dacă însă am ajuns noi înaintea lui, trebuie să-l mai așteptăm puțin ca să vină după noi. Dar să nu ne amăgim nici într-o variantă, nici într-alta, că va fi bine ori să mergem înainte, ori să mai așteptăm, pentru că Dumnezeu ne vrea actuali. Mă întreba bună oară cineva, în duminica în care se dă ora mai înainte, în martie, și acum o să mă întrebe probabil când se dă ora înapoi, în septembrie, în octombrie. Zice, părinte, mâine slujba după ce oră merge? Și cum adică după ce oră merge? După ora actuală. Păi ce, actuală de acum sau actuală de mâine? Nu, frate, mâine, dacă era slujba azi, făceam ora de astăzi,
Mâine, ziua de mâine, cu ora ei. Trebuie să fim oamenii momentului. Degeaba mă duc eu cu o oră mai devreme sau mai târziu dacă programul s-a schimbat. Trebuie să fim în pas cu chemarea lui Dumnezeu. Pentru că astăzi le-a zis Sfinților Apostoli, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pentru că Dumnezeu ia dintre ale noastre și le desăvârșește. Tot pescarii a făcut, dar de oameni. Dacă ar fi fost învățător de lege, tot învățător de lege îi făcea. Da, dar de o lege divină. Tot ceea ce facem noi este bine plăcut lui Dumnezeu, dar trebuie să facem desăvârșit. Trebuie să facem cu delicatețea aceea cu care Dumnezeu i-a chemat pe Sfinții Apostoli, neschimbându-le obiectul muncii și calificarea lor. Ei erau obișnuiți să fie pescari, adică să adune cele din adânc. Și le-a dat Dumnezeu să adune cele din adânc, adică din înțelepciune, din rătăcirile omenești, dintre neamuri, pentru că o să vedem în continuare cum a ajuns Toma în India, cum a ajuns bietul Sfânt Apostol Petru la Roma, ca să fie răstignit cu capul în jos, cum a ajuns Sfântul Apostol Andrei în Patras. Asta înseamnă că i-a trimis la pescuit, i-a făcut pescari de oameni și cu cuvântul au înlocuit mrejele pe care ei erau obișnuiți, pe lângă părinții lor, să le dreagă. Le-au înlocuit cu meșteșugul cuvântului și cu harul lui Dumnezeu. Să rânduiască Dumnezeu ca și noi, fiecare cu ceea ce avem de făcut, să începem măcar de astăzi înainte, nu de mâine, să facem desăvârșit. Cel care își aduce aminte de amintirile lui Creangă sunt amintirile noastre. Dacă e popă să cetească, dacă e cal să tragă, dacă e copil să se joace. În momentul în care respectăm fiecăruia categoria în care a fost zidit, vom fi și noi fericiți, pentru că vom asculta chemarea, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.